Guvernul a alocat 50 de milioane de lei din fondul de intervenție pentru agricultorii care au înregistrat pierderi din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din vara anului trecut. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale la ședința de miercuri. De compensații vor beneficia agricultorii a căror recolte de porumb a fost compromisă de secetă în proporție de 60% și mai mult, dar și fermierii din raionul Edineț, a căror livezi au fost afectate de furtuni și Producătorii care intenționează să solicită compensații trebuie să prezintă acte de constatare a pagubelor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează fermierii că cererile în acest sens pot fi depuse la subdiviziunele Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. Sprijinul financiar va fi acordat solicitanților sub formă de plată directă per hectar. Decizia ce se e de a compensa parțial pierderile agricultorilor vine după ce, în data de 15 Ianuarie, Ministerul Agriculturii a înaintat guvernului o solicitare în acest sens și a precizat date referitoare la pagubele fermierilor. Atunci autoritățile de resort au anunțat că în urma unei analize, s-a constatat că în total 405 producători agricole au prezentat acte care confirmă că au înregistrat pierderi semnificative. Este vorba de 392 de crescători de porumb și 13 proprietari de livezi din nordul țării.